Popescu. Bună, eu sunt Juliana, instructor de tehnică vocală completă la Music Tech School și astăzi vreau să povestim despre măreața Whitney Houston. Whitney Elizabeth Houston s-a născut la data de 9 august 1963 în Newark, New Jersey, într-o familie în care mama sa era cântăreață câștigătoare de Grammy. Whitney a început să cânte încă de la vârsta de 5 ani, mergând în corul bisericii, acolo unde a învățat să cânte și la pian. Ulterior, când a devenit adolescentă, aceasta i-a spus mamei sale că își dorește să urmeze o carieră în muzică. Cariera vocală a artistei a început în momentul în care a făcut backing vocals pentru albumele lui Chaka Khan și Lou Rawls, Naughty și Shades of Blue, în 1980. De asemenea, a fost și model, fiind printre primele femei de culoare care se apară pe coperta unei reviste, mai exact revista Seventeen. Pe data de 14 februarie 1985, artista și-a lansat primul album intitulat Whitney Houston, care a stat mai mult de 3 ani în Billboard 200 și a fost numărul 1 timp de 14 săptămâni. Greatest Love of All, How Will I Know, și You Give Good Love au fost unele dintre piesele de pe acest album ce au reprezentat un mare succes. În iunie 1987 s-a lansat cel de-al doilea album intitulat Whitney. Piesa I Wanna Dance With Somebody a reprezentat un hit în toată lumea, ocupând locul întâi în topurile din 17 țări. Au mai urmat și piesele Didn't We Almost Have It All, So Emotional și Where Do Broken Hearts Go? Al treilea album, I'm Your Baby Tonight, lansat în noiembrie 1990, a fost numărul 3 în Billboard și a fost de asemenea în top 10 timp de 22 de săptămâni. Piesele de pe album, I'm Your Baby Tonight, All The Men That I Need, și Miracle, There's a miracle in store. Au fost și ele în top 10 Billboard Hot 100. După ce a petrecut mai mult timp jucând în diverse filme precum The Bodyguard 1992, Waiting to Exhale 1995, The Preacher's Wife 1996 și Cinderella 1997, artista a lansat albumul My Love Is Your Love în 1998. Acesta a conținut hiturile When You Believe, Heartbreak Hotel, My Love Is Your Love, și I Learned From The Best. Houston a fost singura artistă care a avut 7 hituri consecutive numărul 1 în Billboard Hot 100. Saving All My Love For You, How Will I Know, Greatest Love Of All, I Wanna Dance With Somebody, Didn't We Almost Have It All, So Emotional și Where Do Broken Hearts Go. Single-ul I Will Always Love You de pe coloana sonoră a filmului The Bodyguard a devenit cel mai bine vândut disc single al unei artiste în întreaga lume. De asemenea, alte două piese de pe coloana sonoră a acestui film ce au reprezentat un adevărat succes au fost I Have Nothing, nothing, nothing if I don't have you, și I'm Every Woman. Ulterior, a mai lansat Just Whitney în 2002, One Wish, The Holiday Album, cu temă de Crăciun în 2003 și albumul de studio I Look At You în 2009. În 2009, Guinness World Record a menționat-o ca fiind cea mai premiată femeie din toate timpurile.
Lista sa de premii include 2 premii Emmy, 6 premii Grammy, 30 de premii Billboard Music Awards, 22 de American Music Awards, acestea fiind doar câteva dintre cele 415 premii obținute de artistă de-a lungul vieții sale până în anul 2010. De asemenea, a fost una dintre cele mai vândute artiste din întreaga lume, vânzând peste 170 de milioane de albume, single-uri și videoclipuri. Artista a decedat în 11 februarie 2012, dar a lăsat în urma sa o comoară muzicală ce va rămâne încă foarte mult timp de acum înainte. Whitney Houston a fost o artistă de excepție, cu o voce extraordinară ce și-a pus amprenta în istoria muzicală. Dacă vrei să afli mai multe despre artistă, îți recomand să vezi documentarele Whitney, Can I Be Me? Sau Whitney. Aici se încheie discuția noastră de astăzi. Dacă ți-a plăcut acest subiect, apreciază acest videoclip, abonează-te la canalul nostru de YouTube și nu uita că ne găsești și pe TikTok, și pe Instagram, și pe Facebook. Dar cel mai important, te așteptăm la Music Tech School. Hai și tu!